Nodulii mamari sunt, după cum le spune și numele, niște formațiuni nodulare care se găsesc la nivelul sânilor, care de obicei pot fi palpați de către femei prin autoexaminare, de către paciente, sau pot fi descoperiți în cursul unui examen de specialitate. Desigur, există și noduli mamari care nu sunt palpabili și există și noduli mamari care pot fi descoperiți doar în urma unor investigații specifice mamaristice. Una ar fi ecografia mamară și una ar fi mamografia. În principiu, nodulii mamari sunt cele mai frecvente descoperiri care fac ca pacientele să ajungă la medic și, în general, nodulii mamari sunt cei care îngrijorează pacientele și le fac să vină la un control de rutină. De obicei, încurajăm pacientele să aibă lunar parte de autopalpare, de autoexaminarea sânilor, tocmai în ideea de a descoperi precoce un eventual nodul care ar putea să apară la nivelul sânului.